Prefectul Capitalei Alin Stoica așteaptă astăzi raportul de la Garda de Mediu și DSP-uri, după ce acestea au fost în control în ultimele 2 zile la Rompres pentru a verifica situația din sectorul 1. Pe baza acestui raport, prefectul poate aproba cererea lui Clotilde Armand de a institui stare de alertă sanitară în sector, iar primarul va putea angaja pentru o lună o altă firmă de salubritate. Colega mea, Gabriela Del Pupo, ne aduce toate datele pe această temă. Te ascultăm, Gabriela. Bun găsit, așteptăm vești în jurul prânzului, asta după ce prefectul a spus că cel târziu luni va veni acest raport. Direcția de Sănătate Publică București a amendat deja compania de salubritate cu 4.000 de lei, a asumat-o să colecteze deșeurile în jurul spitalelor în 12 ore și în 48 de ore pentru cetățeni, după care sortatorii au început să amenințe că nu vor mai primi aceste deșeuri colectate, tot începând de luni. Se pare că marți dimineață s-au răzgândit. Între timp, Garda de Mediu a descins la compania de salubritate și a verificat autorizațiile de funcționare. Din informațiile pe care le avem, nu ar fi fost găsite nereguli, însă așteptăm un raport complet astăzi. Au mai fost verificate și indicele de poluare. Se pare că nici acolo nu s-au înregistrat depășiri și bineînțeles, așteptăm ca prefectul să ia și o decizie, având în vedere că, deși inițial Clotilde Armand a spus că este dispusă să plătească sortatorii, chiar ea se pare că s-a răzgândit între timp. De altfel, aceasta a fost și soluția propusă de prefectul Alin Stoica, ca o parte din bani, puțin peste 10 milioane de lei, să fie plătiți de către primărie pentru a putea să continue activitatea firmei de salubritate.